Bună seara, bună dimineața, bună ziua, dragii mei tăurași! Bine v-am regăsit la etalarea generală pentru luna august, pentru fiecare zodie în parte. Înainte de a începe etalarea propriu-zis, o să fac o trimitere către zodia berbecului, acolo unde am făcut un mic intro despre luna august, despre generalități ale lunii august, așa că nu o să insist, doar o să vă amintesc și o să vă reamintesc pentru fiecare zodie în parte că luna august vine cu o serie întreagă de stări emoționale diferite față de cele pe care le-ați trăit, o lună plină de pasiune, de schimbări și de construire a unor lucruri rămase în coadă de pește sau planificări de data aceasta pe termen lung, pentru că există foarte, foarte multe reușite datorită determinării fiecare zi din parte de a merge mai departe. Vom insista puțin și despre ce ar trebui să faceți pentru a vindeca anumite disfuncționalități, să spunem așa, ale organismului prin intermediul înțelegerii ce înseamnă boli spirituale pentru fiecare zodie în parte și ar trebui să tratați. Și în acest sens voi folosi mai multe pachete de cărți de oracol, o să insist mai mult pe planul care se evidențiază. Haideți să vedem. Luna august pentru zodia Taurului. Nu uitați că această etalare este o etalare generală și s-ar putea să se potrivească, s-ar putea să nu se potrivească cu problemele dumneavoastră personale. Important este să preluați mesajele care vi se potrivesc pentru rezolvarea problemelor dumneavoastră. Obiectivele dumneavoastră sunt la un pas de a fi realizate. Practic, visele s-ar putea să devină realitate în luna august. Noi începuturi pentru voi, taurii, zodia dumneavoastră este reflectată și în această, prin intermediul acestei cărți, în acest mesaj, se deblochează un flux de abundență și asta, visele devin realitate, exact cum spuneam, asta gândindu-ne și din punct de vedere al abundenței financiare, abundență materială, asocieri promițătoare. Asta înseamnă că puteți avea cele mai promițătoare, dacă vreți, parteneriate, atât în iubire, cât și în ceea ce privește cariera dumneavoastră sau poate vreți să vă, cum să vă zic, să deveniți parteneri pentru o investiție, parteneri pentru o afacere personală, parteneri pentru ceva ce vreți să vă aducă bani, alți bani decât cei pe care îi câștigați în mod curent. Parteneriate, cum spuneam, promițătoare, vă găsiți cele mai faine idei, vă vin tot felul de idei, ce să vă spun, care vă ajută să vă duceți la bun sfârșit realitatea pe care o vreți. De asemenea, există șansa să comunicați mult mai mult cu partenerii voștri, pentru că tot spuneam de aceste parteneriate, conexiuni, vorbiți poate mai mult sau este de preferat să vorbiți mai mult, să comunicați mai mult cu partenerii voștri. Să știți că și la Brebec a ieșit o chestiune de genul acesta, pentru că luând dumneavoastră asupra dumneavoastră tot timpul problemele voastre, problemele lumii, s-ar putea să cădeți lată, la un moment dat extenuate din punct de vedere emoțional și să nu mai faceți față pe următoarelor obiective pe care le aveți de dus la îndeplinit, pentru că veți avea multicică treabă de acum înainte să vă construiți această realitate, să vă construiți, de exemplu, o familie. Sunteți foarte preocupați să construiți, pentru că de asta spuneam că în luna august se construiește, se fac planuri pe termen lung, planuri pentru care o să vă bucurați foarte, foarte mult și atunci aveți nevoie de liniște, aveți nevoie de echilibru, aveți nevoie să fiți bine cu căpuțul, pentru că s-ar putea să aveți desemnat destul de multe acte, de exemplu, tranzacții, negocieri, acte de tot felul, contracte importante
Și atunci aveți nevoie de comunicare. Comunicarea la voi este cuvântul de ordine. Trebuie să comunic, trebuie. Este foarte bine să comunicați atent ceea ce vă doriți de la partenerii voștri, de la partenerii voștri de afaceri, de la colegii voștri de muncă, de la oricine, la copilul dumneavoastră. Învățați să ascultați activ. Învățați să ascultați activ, că m-a întrebat cineva despre ce este vorba, în momentul în care vorbiți cu partenerii voștri, cu colegii voștri, cu copiii dumneavoastră, este necesar să fiți 100% acolo, nu să vă ascultați și de fapt voi să fiți cu gândul în altă parte, să vă gândiți la ziua de mâine, la ce puneți pe masă sau e adevărat. În unele cazuri asta este, vă năpădesc gândurile, dar în momentul în care cineva și în special cei foarte apropiați vouă, membrii familiei, tatăl vostru, copilul dumneavoastră, să fiți acolo și să ascult partenerul dumneavoastră, să fiți atentă la ce vă spune, pentru că s-ar putea să fie decisiv în aceste planuri pe termen scurt și lung. Văd că faceți planuri, văd că, virgulă, construiți poduri de legătură, comunicare, conexiuni, pile, relații. Vă folosiți de toate sau ar fi bine să vă folosiți de toate cunoștințele voastre pentru a vă duce la îndeplinire această reușită. Vă lăsați de asemenea, sau este important să vă lăsați călăuziți, călăuzite de asemenea de oameni care vă vor binele cu adevărat. Aveți în jurul dumneavoastră destul de multe persoane care vă vor binele, persoane care sunt de încredere, persoane care ar putea să vă dea un sfat bun, să vă susțină moral, etc., etc., pentru a merge mai departe, pentru cei care nu se află tocmai într-o bună dispoziție și au senzația că, eu știu, viitorul este unul care nu mai sună atât de sigur. Eu zic că există șanse să puneți capăt unei situații frustrante, din cauza unei situații frustrante să nu mai vedeți acest viitor absolut superb, dar exact așa cum reconfirmă și această carte, lăsându-vă sfătuiți, călăuziți de oameni care contează cu adevărat și mai ales ascultându-vă vocea inimii, ce vă spune vouă sufletelul, aveți parte de această prosperitate care va veni la dumneavoastră mai repede decât credeți. Important este să aveți coloana vertebrală dreaptă, ați luat o hotărâre, mergeți pe ea și refuzați absolut orice vă face rău și vă aduce tot felul de frustrări. Ce trebuie să vindecați ca și boală spirituală, pentru că și taurii au nevoie să vindece ceva ce le-a făcut, ce le-a adunat, de fapt vreau să știu ce le-a adunat aceste frustrări, de ce sunt atât de frustrați, din cauza unei respingeri, cineva v-a respins sau vă respinge în continuare. În momentul în care simțiți sau poate că nu ați conștientizat această respingere, de aici la voi pleacă totul. Cu cât aveți această comunicare, cu cât verbalizați ceea ce vă doare, nu trebuie să vă închideți în voi, nu trebuie să aveți senzația că puteți să gestionați și emoțiile destructive. Încercați să spuneți, să decideți să spuneți unei persoane, indiferent o persoană de încredere în sfârșit sau o persoană care v-a respins, că chiar vă este teamă de această respingere. Îmi este teamă să fiu respins, îmi este teamă să fiu respinsă sau mi este teamă că sau am această frică pentru că celălalt m-a respins și acest lucru îmi poate împiedica să curgă acest flux al abundenței și bulbei emoționale. Dacă sunteți incapabil sau incapabil să treceți la acțiune, să vorbiți și să povestiți despre această teamă că cineva v-a respins, aveți dreptul de a pune limite. Vedeți că nu este nimic întâmplător. Uitați-vă la poziția mâinii. Gata, până aici. Deci aveți dreptul. Dacă acum nu puteți să vorbiți, aveți dreptul să puneți aceste restricții, să puneți aceste limite pentru moment. Nu este. Este o chestiune temporară, deci pentru moment. Mai ales
nu este, nu că nu este obligator, nici nu trebuie să uitați momentul în care ați fost respinși, știind că într-o zi veți putea să surmontați acest neajuns, pentru că respingerea, poate și o respingere din anii copilăriei care au condus sau ați respins, de exemplu, dumneavoastră pe cineva și atunci vi s-a întors la un moment dat această situație, vorbind clar și răspicat despre situația asta, veți ajunge să deblocați acest flux de abundență. Comunicare, asociere, parteneriat, vorbire, în special despre problema asta pe care foarte mulți tauri o au, că au știut, că n-a știut, mai ales dacă vorbim despre un trio, cineva a fost respins de altcineva din cauza unei alte persoane, o terță persoană cu părul castaniu și ochi deschiși la culoare. S-ar putea să fie o diferență de vârstă între dumneavoastră și o persoană care v-a respins, de exemplu, și este mai tânără, fie bărbat, fie femeie, și chiar se discută. Acum că dumneavoastră luați această decizie să discutați cu această persoană, se întrebă, domnule, de ce m-ai respins până la urmă? Ce am avut, domnule? Măcar să știu și eu, să nu mai fac, sau o chestie de genul acesta. Sunt acolo o sumedenie de emoții contradictorii în familia dumneavoastră, în familia extinsă, complicat, dar nu de nerezolvat și de nesupraviețuit. Totul se pleacă de la a trece peste ceea ce a cucunizat spiritul dumneavoastră. Și, mă rog, nu ați lăsat să se vadă. Mai mult emoționali sunt taurii în această lună, dar să știți că perioada este favorabilă de a construi, pentru că de aici puteți să construiți. Și teama aceasta de respingere, să știți că vă afectează și dacă stăm să ne gândim în ceea ce privește planul acesta al parteneriatului, a asocierii, pentru că aveți aici parteneriate strălucite, asocieri promițătoare, idei bune care vă vin. Dar de frica aceasta, aulă, dacă la un moment dat mă abandonează, dacă mă respinge, dacă mi se resping ideile, vedeți? Și atunci există acest flux care se poticnește. Un bebelino, ia uitați, poate cine știe, aveți șansa, așa cum tot spun că luna aceasta, august, o să vină cu tot felul de schimbări, de construire. Se pun bazele unei familii, se pun bazele unor proiecte, spuneam că sunt șanse ca taurii să dea naștere unui copil sau, eu știu, să aveți discuție despre acest copil sau să discutați de asemenea despre o nouă relație, o nouă familie, întemeierea unei familii, oricum, promițător pentru voi, de ce să nu zic promițător, sau poate că luna august o să deveniți părinți. Dragii mei tauri, chiar nu vă faceți probleme. Chiar nu vă faceți probleme. Aveți începuturi extraordinare, aveți aici roata norocului. Este parcă vă regăsiți. Există de asemenea împăcare cu voi. În primul rând, împăcare cu propriul spirit, cu propria dumneavoastră ființă, împăcare cu un taur, împăcare cu un leu, împăcare cu o fecioară, împăcare cu un vărsător, împăcare cu un săgetător, V, A, R, L, O, U, T, M, N, Y, O, de asemenea. Un noroc de bani, s-ar putea să intrați în posesia unei sume de bani sau, eu știu, cineva vă răsplătește, cineva vă acordă un împrumut, recuperări de bani, etc. S-ar putea și voi să faceți niște călătorii în afara țării, poate vă plănuiți o vacanță, mai ales dacă vă împăcați cu cineva. În orice caz, la voi este o fază de completare extraordinară, cu noi începuturi și totul pleacă de la această teamă de respingere. Rezolvați-vă situația aceasta și
Cred că, nu știu dacă s-a mai întâmplat până acum, dar taurii cred că au așa, sunt extrem de norocoși. De unde până acum erau triști, abătuți, nefericiți, în sfârșit cu tot felul de eșecuri emoționale, acum parcă dintr-o dată înfloresc. Cam atât, dragii mei, eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția voastră, mulțumesc foarte mult pentru că alegeți în fiecare seară, unii dintre dumneavoastră, să ne întâlnim, să ne reîntâlnim, vă iubesc, aveți grijă de voi, multă, multă sănătate și încredere, pentru că Universul lucrează întotdeauna pentru binele nostru cel mai înalt. Numai bine, dragii mei! Pa, pa!